Salutare, rămânem cu rețetarul în suflet. 6 meciuri, cotă 2, în jurul lui 2, grele, greu de ieșit împreună, dar asta vă recomand să faceți, să le jucați ca ansamblu, nu separat. E alegerea voastră dacă o faceți în alte moduri, dar propunerea mea este să le jucați pe toate 6 pe un bilet, până le vedem ieșite de 3-4 ori pe lună. Așadar, câștigurile vor fi rare pe parcursul unei luni. Sunt meciuri complicate, cote complicate, așadar angajați-vă de la început în ce asumați-vă de la început în ce vă băgați. Prima propunere de astăzi, 2 martie 2021, vine din Anglia, campionatul Angliei, unde Coventry se duelează cu Middlesbrough. Pontul de la mine, GG. Ambele echipe vor marca în acest match. Rămânem tot în Anglia, în campionatul Angliei, și pentru cel de-al doilea pont de astăzi, al doilea meci de astăzi, unde Reading se confruntă cu Blackburn. Pronosticul pentru acest meci, de asemenea, GG, ambele echipe vor marca în acest duel. Poposim pentru a treia propunere de pe biletul zilei de astăzi, în Egipt Premier League, unde El Guna se confruntă cu Zmuha. Iar pronosticul de la mine este GG, inclusiv pentru acest meci, ambele echipe vor marca în acest meci din Egipt. Mergem pentru a patra propunere de pe biletul zilei de astăzi, în Italia Serie C, unde Prosesto se confruntă cu cei de la Pro Patria. Prosesto versus Pro Patria, iar pronosticul de la mine este 2 solist, vor câștiga oaspeții, vor câștiga cei de la Pro Patria. Ne întoarcem în Egipt Premier League pentru a cincea propunere, unde Misrul El Makassar se confruntă cu Al Mokaulun, sau așa cum mai sunt ei cunoscuți, Arab Contractors. Așadar, Misrul El Makassar versus Al Mokaulun. Pronosticul de la mine este GG, ambele echipe vor marca în acest match. Și încheiem din nou cu o întoarcere în campionatul Angliei, unde Cardiff se bate tare cu cei de la Derby, iar pronosticul de la mine este 1 solist. Vor înfrânge gazdele, vor înfrânge cei de la Cardiff. 6 propuneri, un singur bilet, multă baftă să avem și ne vom auzi în toate zilele următoare pe cât posibil, ca să îi dăm de câștig cât de curând se va putea și de cât mai multe ori se va putea în această lună martie. Este abia 2 martie, Dumnezeu știe ce noroc se va întâmpla toată luna asta. Like la video, subscribe la canal, setați clopoțelul să primiți toate notificările și evident ceva ce am omis să zic în cele mai recente episoade. Haideți și pe grupul meu privat, acolo unde jucăm un ansamblu de 5 bilete, unele chiar foarte lungi și foarte, foarte, foarte pretențioase, mai pretențioase decât ăsta cu 6 meciuri. Am inclusiv un bilet pe care l-am botezat Maleu, în ideea că este wow, este senzațional de lung și senzațional de gigant, cu o cotă totală ce se învârte în jurul 3.000, 4.000, 4.500, a fost la un moment dat chiar 37.000 atunci când sunt toate cele 16 meciuri pe bilet. Este un bilet format așadar din 16 meciuri, ne așteptăm să iasă măcar o dată în an. Dacă nimerim pe un asemenea bilet, să te trezești cu o cotă de 30.000, 10.000, măcar 5.000, 4.000 și să iei cu 2 lei, 5 lei ca miză un dit ai câștigul, eu cred că e aranjament. Îl încercăm și pe ăla inclusiv pe grupul privat, vă aștept pe grupul privat de WhatsApp, aveți detaliile în comentariile fiecărui episod de aici, de pe canalul de YouTube și pe pagina de Facebook Ponturi Pariuri by Vlastoian. Să auzim de bine!